Incendiul a avut loc în comuna Budeasa și a fost anunțat la numărul de urgență 112, duminică seara, în jurul orei 19. Apelantul a afirmat că arde o anexă gospodărească. Ajunși la fața locului, pompierii piteșteni au sesizat că este vorba despre o bucătărie de vară și erau suspiciuni ca înăuntru să fie surprinși proprietarii. Concomitent cu stingerea flăcărilor, salvatorii au pornit și căutările. Din nefericire, în interiorul anexei a fost găsit trupul carbonizat al unei femei și fiul acesteia, un bărbat în vârstă de 52 de ani a suferit arsuri pe față și mâini după ce a încercat să stingă flăcările acesta a primit îngrijiri la fața locului și a fost transportat la spital cauza probabilă de izbucnirea incendiului a fost jarul sau scânteile căzute din sobă polițiștii piteșteni au deschis un dosar penal pentru distrugere și ucidere din culpă de asemenea, cercetările vor fi preluate de polițiștii biroului investigații criminale Pitești, care vor continua verificările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul a avut loc.